bogăția pe care îl avea bogatul l-a dus spre ea și mai ales raportarea prima bogăție, folosirea lui în mod egoist, doar pentru el, fără să privească un pic mai departe, sau chiar foarte aproape, a fost pe casei sale, unde s-a aflat Lazar, săracul Lazar, care avea nevoie de sprijinul de ajutor bogatului. Lazar, de asemenea, în sărăcia lui și-a asumat această condiție, această cruce a suferinței sau și a sărăciei, ca un început care lucra când era bolnav, dar în aceeași timp încerșea și și-a arătat la rândul lui milostivirea lui față de viețuitoarele care le-au soțit, acei prieteni care lingeau numele lui și care aveau să-i devină prieteni, să fie mai apropiați decât oamenii care ar trebui să fie alături de el. De asemenea, se arată în dimineață că orice dar, orice generozitate din partea noastră, din partea oamenilor, are întotdeauna valoare individuală față lui Dumnezeu. Sunt daruri și daruri, sunt motive și motive, intenții și intenții pentru care facem daruri, iar Dumnezeu apreciază darul pentru taină sau cu discreție sau dezinteresat sau fără interes, fără aștepta anumite foloase în urma darului făcut. Desigur că pentru cel care primește în orice condiții, dar are o anumită valoare. Este o sprijin, este un ajutor pe care îl oferim cuiva, însă Dumnezeu care primește la inima noastră, la sufletul nostru, la gândurile noastre, ne cunoaște dintr-un început și cunoaște intențiile noastre pentru care face acel dar cuiva. Însă, darul este cel care ne face mai aproape, dar ce mai aproape de oameni, ne face mai umani, ne sensibilizează, ne așează într-o grijă și o iubire față de semenii noștri. Adevăratul bogat este cel care se află cu credință, se află prin iubire față de Dumnezeu și față de semeni. Adevăratul bogat este cel locuit de Dumnezeu. Căutat de Dumnezeu și locuit de Dumnezeu. Adevăratul sărac este cel care este lipsit de iubire. Iubire față de Dumnezeu și față de semeni. Iată cum ne raportăm permanent la aceasta să a verticalității și a orizontalității. Pe orizontală privim spre Dumnezeu, pe verticală spre Dumnezeu, iar pe orizontală spre semenii noștri. E un element al zilei noastre, al Evangheliei, de a ne îmbogăți în Domnul, de a crește în Domnul, fiindcă garanția mântuirii noastre aici nu este de a ne îmbogăți în Domnul. În Vechiul Testament, în cartea Înțelepciunea lui Iisus Sira, o carte frumoasă, în care găsim foarte multe îndemnuri despre viețuire și care nu are multe capitole, la capitolul 7, versetul 34, zice autorul: Celui sărac, întinde-i mâna ta, ca binecuvântarea ta să fie desăvârșită. Vernicia ta să atingă pe toți cei din viață și chiar morților, fă-le parte de vernicia ta. Nu te întoarce de la cei ce plâng și întristează-te cu cei întristați. Nu te teme a cerceta pe bolnav, că pentru aceste fapte vei câștiga iubirea. În tot ce faci, adu-ți aminte de sfârșitul tău și nu vei prevedi niciodată. Cât de frumos vorbește autorul despre această temă a grijii față de cei care se află în preajma noastră. Virtuțile sau calitățile noastre nu se pot dezvolta izolându-le, fără să ne raportăm la cei din jurul nostru. Trăim într-o familie, într-o vecinătate, într-o comunitate, relația noastră se dezvoltă mai mult sau mai puțin cu cei din jurul nostru, însă atitudinea noastră, comportamentul nostru nu poate fi segmentat de cumva din comunitatea care ne-am. Chiar și cei care sunt izolați,
exact la o comuniune cu Sfinții, cu Dumnezeu, era o lumină pe chipurile lor atunci când cineva îi vizita și cu multă dărnicie, chiar și atunci când ei era poate într-o perioadă de vârstire mai aspră. Își arăta dărnicia lor pentru ca ulterior să revină la forma lor de vizuire. Așadar, îndemnul zilea e acesta, de a ne îmbogăți într-un Domnul, de a ne îmbogăți în dragoste, poate nu totdeauna și cu siguranță, nu totdeauna abundanță ceea ce avem, ci mai degrabă ceea ce suntem. A avea nu este egal cu cum a fi, a exista și cum a fi niciodată. Dumnezeu care răbunde în interiorul nostru, Dumnezeu care ne privește în cele mai adânci elemente din viața noastră, el este cel care are nevoie de îmbogățirea noastră prin prisma faptului că iubirea lui este cea care ne-a însoțit acest moment. Iubirea lui Dumnezeu așteaptă răspuns, așteaptă o reciprocitate, iar la iubirea lui Dumnezeu, desigur, un creștin asumat și creștin de creștin, nu le răspunde de tipul iubire. Nu-i simplu, nu-i ușor în a vețui și a face față provocărilor. Deseori, când vine tot felul de dificultăți, tot felul de obstacole, tot felul de oameni, așa cum suntem și altfel și noi. Poate nouă mi se pare că suntem ceea ce trebuie să pentru cei din jurul nostru, cum că suntem sănătoare la fel. Însă fiecare în unicitatea noastră, fiecare în felul nostru de a fi, încercăm să ne împărtășim atât de viața lui Hristos, din Biserică, cât și de viața celor din jurul nostru. Ne privim unii spre alții, comunicăm unii cu ceilalți, ne împărtășim unii viața celuilalt, iar în timp echipele frumoase sau mai puțin frumoase pe care le petrecem împreună și așa de curs vieții noastre acest moment. Eternitatea este destinația noastră finală. Veșnicia este